Deocamdată au fost scoase la lumină urmele a trei locuințe vechi de 5.000 de ani. În acest loc a existat acum 5.000 de ani, mai exact 3.000 de ani înainte de Hristos, o locuire, adică un sat, din perioada Eneoliticului. Este important acest punct pentru a cunoaște modul de viață și felul în care atunci oamenii au folosit atât mediul ambient, cât și locul respectiv. Ce vrem să aflăm? Pentru că studiul nostru înseamnă săpături arheologice sistematice și până acum am dezvelit un singur nivel de locuire, și asta e important, nederanjat, adică puțin deranjat de lucrările agricole la suprafață, normal să fie așa, că lama plugului pătrunde până la 20 de centimetri. Am descoperit trei locuințe, adică urmele lor, pentru că atunci locuințele erau în paiantă, ușoare, din nuiele, cu lipituri de lut, acoperite cu stuf. Majoritatea așezărilor au finalizat printr-un puternic incendiu. Pe lângă locuințe au fost descoperite unelte din piatră, statui și cioburi ale unor vase din ceramică. Până acum, în județul Suceava, asemenea locuire din perioada culturii cucuteni AB nu a fost săpată în ceea ce s-a desfășurat campanii arheologice. Există ceva mai vechi și ulterior. Ce ne propunem noi? Pentru că materialele sunt importante, adică până acum este o amforă care poate fi întregită și multe alte vase mai mici care vor fi restaurate. Vasele vor fi restaurate și vor completa colecția de ceramică de cucuteni deja existentă la Muzeul Bucovinei. Eu vă spun ceea ce a produs expunerea în final. Noi am dus trei mari expoziții din această cultură cu ceramică pictată, este pictată cu roșu, cu alb și negru, într-o iconografie foarte frumoasă de epocă. Au fost contribuții la o expoziție la Vatican, la Palazzo Cancelaria din Vatican, una la Bâtom în Polonia și alta la Varșovia, pe care eu am coordonat-o, am dus-o. Vă spun cifra de la Varșovia, 10.000 de vizitatori în 4 luni de zile. E mai ușor și, să spunem, rezultate mult mai frumoase au dat în afară, pentru că întotdeauna lucruri frumos bucură. Și vă mai dau un exemplu, cei de la Iași, colegii noștri, au făcut o asemenea expoziție cu ceramică, cu cuteni, la Muzeul Municipiului București și am văzut la televiziune că au fost 50.000 de vizitatori. Echipa arheologului Ion Mareș va continua săpăturile pe dealul Lipovanului și săptămâna viitoare.